risa de nostalgia. Habrá de ser un tango nuestra herida. Pasiune și iubire. Zahăr brun, cincine mioare. Din adevărata trestie de zahăr. Bună seara! Bună seara, bine m-am găsit! Bine ați venit! Mulțumesc mult pentru invitație! Și eu vă mulțumesc că ați acceptat invitația să stăm la un ceai. Oh. Știți că la noi se bea ceai. Da, am aflat că să bea un ceai, nu, dincolo de Prut, nu e atât de dezvoltat obiceiul ăsta, cultura ceaiului. Este mai mult cultura cafelei. La cafele, în Transilvania, lucruri mai tari. Așa, de dimineață! Să-i faci! Da. Domnule Tabără, eu obișnuiesc să le fac invitațiilor mei o asociere cu ceva sau cu cineva. În cazul dumneavoastră este cineva și cred că nu o să vă surprindă. Da, e adevărat. Numai că ați găsit un personaj infinit mai valoros. Nu, da, este Ion Creangă. Ion Creangă, da. Și știți de ce? Pentru că era gras. Are barbă ca și dumneavoastră. Nu știu dacă era gras. Ați făcut teologie și dumneavoastră și el. Dar atunci când prindeam fragmente din emisiunea dumneavoastră, parte de carte, mă gândeam că așa o voce cred că avea dascălul de la Humulești. Și iată că despre vocea lui n-am văzut nicăieri nicio relatare. N-am auzit nici eu nimic, dar așa am simțit eu atunci și felul de a vorbi, felul dumneavoastră de a duce ascultătorul în lumea în care vreți să-l duceți, fie că prezentați știri, fie că prezentați niște locuri mai deosebite, fie că îl duceți în lumea cărților sau mai nou în lumea politicii. Cea mai complicată dintre lumi. Dintre lumi. E ca un film acela de Inception, nu știi niciodată unde e realitatea și care e visul. Exact. Dar spuneți-mi, ați avut o copilărie asemănătoare cu acea lui Ion Creangă? Care sunt amintirile din copilăria dumneavoastră? Îmi asociez copilăria cu mai nou, cu mirosuri, culori și gusturi. Acum cu gusturile, hai să zicem că nu e chiar o mirare, când se uită omul la mine, probabil își imaginează că sunt pasionat de gusturi. Dar îmi amintesc foarte, foarte multe culori însorite, asta e interesant. Țin minte fie verile însorite, fie iernile acelea cu alb și cu soare. A, da. Da, nu știu de ce. Și iar la capitolul mirosuri aveam niște plopi și niște tei care creșteau în fața ferestrelor unde, mă rog, camerei mele. Și erau acele momente, știți, când tăiul mirosea atât de frumos. Primăvara. Și mai erau momentele acelea când înflora plopul și eram îngrozit de toți pufii aceia că zburau și mi-intrau în cameră. Da, cam așa cumva. A fost o copilărie la țară sau în oraș? Nu, din păcate n-a fost la țară. N-a fost la țară. Bunica mea paternă a trăit la țară, e adevărat, numai că tata a fost cel mai mic dintre frați. Bunica era bătrână, eu am prins-o foarte puțin în viață și am prea puține amintiri din satul lui tata, prea puține. Mi-ar fi plăcut să stau mai mult pe acolo, dar... Da, la scăldat, la cireș, nu prea. Să știți că prea la scăldat am nimerit. Ați nimerit? Da, numai că satul lui tata e chiar pe frontiera cu Ungaria. Și în momentul în care noi mergeam la scăldat, eram foarte aproape de fâșia aceea dintre două state. Și întotdeauna ne simțeam priviți, ori de grănicerii maghiari, ori de grănicerii români, fiecare se uita cu suspiciune. Deci nu știu de ce, copil fiind și nu ar fi fugit în Ungaria, dar mă rog. Ei își făceau datoria și noi ne simțeam prost. Aha.
Și ați rămas, n-ați fugit niciodată, n-ați avut tentația de a trece pe partea cealaltă. Cel puțin nu în Ungaria, era tot un stat comunist. Tot era un Poate dacă comunist. Aș fi stat în Ungaria și pe granița cu Austria, aș fi avut vreo tentație, da, așa. Învățasem limba engleză înainte de clasa 1. Și cumva am fost tot timpul înconjurat de cărți. Și de citit și de lectură și eram pasionat de așa ceva. De limbi străine. Învățasem maghiară. Câte limbi străine cunoașteți? 4. Da. Ce limbi cunoașteți? Germană, maghiară, engleză și o franceză un pic mai sus de nivelul de furculițion. Dar suficientă cât să rezist în Franța. Ca să nu vă pierdeți, să vă descurcați. Da, da, acum m-am pierdut de vreo două ori în Franța și m-am regăsit după aceea. Am învățat maghiara, de exemplu, trăind în Oradea alături de maghiare. Acolo 30% din populație e maghiară. Noi creșteam și ne jucam împreună, vorbeam și românește și ungurește, niciuna din limbi nu vorbeam bine la început. Da, așa e, la început. Și cam așa cumva a fost o copilărie de asta, cum spuneam, între limbi străine, între cărți. Nu m-aș fi gândit vreodată că din asta o să iasă vreo carieră, că am să mă apuc să scriu la ziare sau să vorbesc în radiouri și televiziuni. Iar în ce privește teologia, copil fiind, n-am prea beneficiat eu de o mare educație religioasă. Era o România comunistă, nu erau interzise bisericile sau mersul la biserică, dar la școală eram oarecum descurajați, așa. Nu a fost, cum să zic, un comunism dur îndreptat împotriva bisericii, dar cei care mergeau la biserică erau totdeauna prezentați așa ca niște oameni mai slabi cu Duhul, care în loc să își găsească sprijin solid în societatea comunistă, visau la... Întâi am descoperit istoria. Și istorie, cărți, am ajuns prin mănăstiri, căutam documente istorice prin bibliotecile mănăstirilor și nu mă prea interesau, până când i-am observat așa pe călugări și brusc m-am întrebat ce-i cu oamenii ăștia negru, ce-o fi determinat să plece din lume. Mi se părea că așa un fel de armată, nu știu, era ceva ciudat, așa, niște indivizi ciudați care nu prea vorbeau cu oamenii. Se mișcau așa din stânga în dreapta, se adunau, cântau, se rugau, plecau. Era așa un fel de... Și după am început să comunicăm, să intre mai mai mult. Voi de ce? Ce căutați aici? În ce... Nu vă plac oamenii? Fugiți de lume? Vă ascundeți? Credeți în altceva? Sau ce căutați voi aici? Și așa încetul cu încetul. Cam asta a fost ideea. Ați vorbit cu cineva? Cineva v-a influențat în mod special? Da, trebuie să recunosc că da. Bunica mea, bunica maternă, locuia într-un bloc din acesta de garsonieră, cum se numesc apartamentele acestea cu singură cameră, unde erau foarte mulți pensionari și unde, printre altele, era și familia Petraș. Ori cel pe care eu îl cunoșteam sub denumirea de Nenea Petraș, era de fapt un domn în vârstă care făcuse, nu mai știu câți, vreo 12 ani de închisoare, pentru că era preot greco-catolic și nu dorise să renunțe la greco-catolicism în anii 45-46, când, și după aceea în 48, când s-a făcut o trecere forțată a greco-catolicilor la ortodoxie. El n-a dorit să renunțe, a făcut închisoarea. După închisoare însă a avut decența, când a văzut că, mă rog, copil fiind adolescent, așa aveam interes pentru cele religioase, să mă învețe catehism ortodox, nu cel greco-catolic. Deși el ar fi trebuit să fie un fel de dușman înrăit, nu? Exact, după 12 ani de pușcărie. Dar nu. El cu foarte mare onestitate m-a învățat toate cele după rânduiala ortodoxă. De fapt, greco-catolicii nici nu sunt foarte diferiți de ortodoxi. Sunt aproape identici în toate cele, cu excepția faptului că l-a acceptat pe papă. Da. Bun. Da. Și de la Nenea Petraș am aflat eu primele lucruri. Da? Da. Nici n-am bănuit vreodată. El a fost acel care a sădit semința. Și discuta cu onestitate, cu mare, mare, mare onestitate, tot felul de lucruri. Și nu încerca să mă doctrineze sau să-mi spună, măi, nu știu, vezi, să mă transforme într-un mare mistic sau... Nu. Am avut grijă să mă țin așa cumva undeva la o linie de mijloc foarte bună. Nici adolescentul din mine n-a fost inhibat și transformat în nu știu ce mare rugător care să îți privească în ochii lumii. Nici de partea de Dumnezeu n-am rămas, adică așa. Exact, echilibrat, da. Cred că sunteți obișnuiți să vi se spună că sunteți un om plin de energie pozitivă.
atât de multă energie aveți încât ați ajuns și peste prut să o aduceți și să fiți îndrăgit de telespectatorii și de aici. Dar spuneți-mi, e ceva nativ, ați învățat asta, cum se întâmplă? Nu știu, cred că e legea aceea fizică, știți, corpurile mari. Forța de atracție mai mare. Știți că am văzut și corpuri mari care nu debordează de energie pozitivă, ci invers. Nu știu de unde, poate de la, nu știu, și părinții așa și, nu știu, cred că e, nu-mi dau seama dacă e energie pozitivă sau nu, mi-s dragi oamenii, pur și simplu. Nu știu, ăsta e felul meu de a fi. N-am căutat vreo rețetă anume, nici nu m-am preocupat de... Vă considerați a fi un optimist? Optimist realist, adică probabil că am fost un optimist așa prin perioada mai tineră a vieții mele, după care am luat niște palme peste cap îngrozitoare de la viață și am devenit ușor mai realist. Dar ce vă întristează? Răutatea gratuită. În momentul în care văd manifestarea unei răutăți fără sens, mă întreb oare unde s-au fisurat lucrurile, acei oameni care se manifestă așa și, în general, în lumea noastră. Deci trebuie să fim, nu știu, n-am înțeles asta niciodată, să răi unii cu alții în apă, dar deci trebuie să ne distrugem, deci trebuie să... Cum reacționați în așa cazuri? Depinde, de la caz la caz. Uneori se întâmplă să mai și urlu, așa cum am urlat chiar în propria emisiune. Când am văzut că oamenii nu tac pur și simplu și că e o bătălie de asta de răutăți pusă pe ton înalt, am zis, băi, eu pot și mai tare. Dar mie nu mi s-a părut că ați urlat. Am strigat eu acolo, hei, ceva. Doar ca să-i calmați un pic, să calmați spiritele. Mă rog, au fost 2 secunde de deliberare înainte, m-am întrebat să urlu, să nu urlu, după am zis, am urlat, ok, bun. Ok. Asta este. Dar aveți niște tabieturi stabilite la începutul zilei? Ceva care vă motivează să începeți ziua? Ceva care vă dă un imbold să începeți cu bucurie, cu zâmbet? Știți ce? E simplu. În momentul în care deschid ochii și văd că am mai deschis ochii încă o dată și o nouă zi, asta pentru mine e un motiv de bucurie. Asta e un motiv de bucurie. Da, pentru că au fost momentele vieții mele când am fost aproape de evenimente extrem de dure și de... neplăcută, de la așa numită revoluție din România din 1989, când eram student și 2 colegi de mei au murit lângă mine și nu-mi dau seama cum de-au trecut gloanțele pe lângă mine, pentru că erau în stânga și în dreapta mea. Era student la Timișoara. Eram student la Timișoara, da. Evenimentele violente din fosta Iugoslavie, războaiele de acolo, unde am fost în calitate corespondent la un moment dat. Și îmi dau seama că fiecare 9 zi, nouă ni se pare așa firesc să ne trezim, să înceapă o nouă zi și wow, de ca și cum am avea vreun contract semnat undeva și știm exact. Clar că vine și a doua zi. Nu, n-ai de unde să știi. Pur și simplu, n-ai de unde să știi. Și în momentul ăsta, da, mi-am simplificat filozofia de viață. Deschid ochii, e lumină, mă doare ceva, înseamnă că-s viu. Dar când ați venit prima dată în Moldova? Prima dată, asta a fost... nu știu, probabil acum 12 ani. Lucram încă în Pro TV și încă mai trăia un foarte drag coleg de-al meu cu care am făcut o emisiune numită Bucătăria lui Radu. Da. Radu Anton Roman. Și atunci am venit noi prima dată într-un fel de schimb de experiență, așa. Și ați făcut emisiune despre bucătăria din Moldova? N-am prea reușit, pentru că a fost o perioadă mai complicată și cu existența Pro TV Chișinău la acel moment. Că, da. Mă rog, nu știu, erau tot fel de înțelegeri din astea care erau peste capetele noastre. Noi ne ocupam cu antropologie și gastronomie, nu cu politică la vremea aceea și nu prea înțelegeam. Dar în sfârșit a fost prima vizită și a fost extrem de interesantă. Da? Cum v-ați simțit aici? Eu am fost foarte mirat, recunosc sincer, pentru că nu înțelegeam foarte bine cum de putem vorbi aceeași limbă și să fim priviți ca dușmani totuși. După care lucrurile astea, atunci a fost prima mea întrebare de ordin politic în legătură cu cele 2 maluri ale prutului. Nu înțelegeam ce s-a întâmplat. N-aveam o informație foarte clară, așa cum nici aici am înțeles că istoria n-a fost povestită corect până de curând. Nici în România nu știam noi cam foarte bine cum e cu această parte a prutului. Și prima venire a fost așa ca o mare surprindere. Pentru că pur și simplu nu am înțeles. Venisem cu drag într-o zonă în care mi se părea că vorbim aceeași limbă. Nu mă deranja faptul că se vorbește și limba rusă, că vă spuneam și eu vorbeam maghiară, care era problema. Și nu ați fost primiți cu drag?
Sau cum a fost? Cu un soi de... De rezervă? Oarecare rezervă. Și chiar atunci am auzit și prima dată despre faptul că aș putea fi cotropitor. Mi s-a părut așa curios, nu venisem să cotropesc pe nimeni, nu aveam de gând să iau nicio bucată de pământ de aici, să o duc dincolo de prut, nimic. Da, mă rog, a fost așa, surprinzător. S-a schimbat în timp cumva? Da, foarte mult, da. Da, percepția? Da. Acum, cum vă simțiți aici? Mai bine. Încerc să accept realitățile așa cum sunt. Și înțeleg foarte bine, mult mai bine, cred că noi cei născuți în Ardeal și trăiți alături de alte etnii acolo, înțelegem mult mai bine ce înseamnă conviețuirea multietnică și chiar și urmele unui fost imperiu, pentru simplu motiv că și Transilvania a făcut parte, nu 200 de ani, dar 800 de ani din formațiuni statale ungurești, din Imperiul Austro-Ungar și așa mai departe. Și acolo s-au pus tot felul de probleme, de la cine sunt românii și dacă sunt sau nu sunt, ce limbă vorbesc ei și așa mai departe. Toate astea le înțeleg. Și le înțeleg bine, dat fiind faptul că, de exemplu, unul dintre bunicii mei nici măcar n-a fost român. Și bunicul sau bunelul, ca să spun că aici bunelul matern, era maghiar. Eu nu l-am cunoscut, dar probabil de acolo cumva mi s-a tras. Râd uneori și spun că atunci când durul ăsta e ungurul din mine. Spuneți-mi, da, bucătăria, cum ați descoperit-o? V-a plăcut gusturile? Da, da, da. Deci... Spun tuturor și spun... Nu de dragul publicului care urmărește această emisiune și nici n-am fost niciodată un om care să, nu știu, perieze umărul cuiva. Cel puțin 10 clase peste bucătăria de dincolo de Prut. Da. Da. Foarte multă atenție și rafinament și totul e mult mai corect și mai bine făcut și mai bine păstrat. E cu totul altceva. De la... Simplu ceai, dacă doriți, până la vin, mâncare, totul e altfel. Mult mai bine. Aici, de exemplu, croșca. Pentru mine a fost o mare descoperire. Mi-a plăcut atât de mult și abia aștept să vină sezonul cald, că acum nu-ți dă nimeni, nicăieri poți să cer, nu-ți face. Da. Dar, eu știu, și toate celelalte care nu apar, pelmeni, de exemplu, nu... Se face ceva asemănător, da. Se face ceva asemănător, dar nu, nu se compară, da. Mă bucur. Dar cum ați acceptat să veniți să faceți o emisiune în Moldova? De cât timp o faceți? Un an? Acum, dacă vă referiți la cea de la de acum, da, un an, cam un an și ceva deja. Uh-huh. Ce v-a determinat să veniți aici, să faceți emisiune aici? Da. Recunosc sincer că, într-un fel sau altul, m-am simțit și onorat de invitația asta și provocat un pic de ea. N-ați mai făcut niciodată emisiuni politice? Emisiuni politice? Ba da, din nefericire am avut această șansă. Da. Sau neșansă. Lucram pentru ProTV la momentul respectiv și m-am trezit așa, după ce am prezentat o bucată de vreme știri, m-am trezit și cu însărcinarea de a face talk show-urile electorale. Uh-huh. Fie că a fost vorba de primăria generala capitalei, fie că a fost vorba de cursa prezidențială din România, m-am pomenit în miezul unor conflicte din astea politice teribile, pentru că atunci, de exemplu, domnul Traian Băsescu a dorit să fie primar, atunci a dorit să fie președinte, e un personaj foarte puternic, după cum îl știți, extrem de puternic ca personalitate, da? Tăios, dur, contracandidații lui nu erau nici ei lipsiți de importanță și a fost... M-am trezit brusc așa ca într-un fel de corid, dar nici nu știam dacă eu trebuie să fiu toreadorul sau eu sunt taurul și pe mine o să mă omoare, nu știu. După care cumva m-am călit. Și aici când ați început această emisiune, ați văzut politicienii noștri, cum i-ați descoperit, cum sunt în comparație cu cei din România, cum este politica de aici în comparație cu cea din România? Prima mare diferență pe care am văzut a fost diferența de abordare, care vine și dintr-o construcție mentală diferită. Fosta Uniune Sovietică și-a lăsat urmele aici, cu un anumit tipar, cu un anumit tip de relații sociale, economice, politice, o altă abordare ușor diferită, într-un anumit sens mai simplu de descifrat, în alt sens absolut opacă pentru mine la început, diferită de politica dâmbovițeană, de exemplu, unde pentru mine cardelean a fost dezastru la început,
n-am înțeles nimic din atâta șmecherie, din atâta falsitate, din... Oh, a fost... Vă cred. Ardăleanu s-a simțit aruncat în iad, pur și simplu. Aici, cum spuneam, provenind într-un spațiu multietnic, rezonez un pic mai ușor. La început a fost greu să cunosc personajele, formațiunile, toată așezarea, dar cumva, cumva... Până la urmă, na, cred că am înțeles câte ceva. Și apoi a fost avantajul faptului că eram total neutru. Și m-am păstrat neutru în continuare. Nu mă... Deși știu că nu mă crede nimeni în momentul în care lucrez într-un anumit trust, mi se pune o anumită etichetă. Dar am spus-o și o repet întotdeauna. Am o singură marfă de oferit, ca să spun așa, credibilitatea mea. Și deocamdată, cel puțin la cum arată configurată politica din Moldova cu acest vector european, eu cred în asta și nu propovăduiesc ceva împotriva. Cred că Moldova e mai bine deocamdată să o ia spre Europa decât spre răsăritul ăsta în care numai liniște nu e. Orice altceva, dar liniște nu. Cum capătă cineva credibilitate? Cum ați căpătat această credibilitate? Dar nu știu dacă am căpătat asta, decide publicul. Dar cum simțiți? Lucrurile sunt împărțite. Știți, întotdeauna poți fi acceptat de către unii și respins de către alții. Unii te acceptă motive subiective, le ești drag, le ești simpatic, alții pur și simplu apreciază ce spui, alții le combină și probabil din aceleași motive nu le ești simpatic, nu vor să creadă ce spui, ai un mesaj care nu le convine, atunci lumea te respinge. Părerile sunt împărțite, da. Pentru că ați spus de integrare europeană și știu că faceți și o emisiune Eurodicționar, aș vrea să vă întreb cât de mult s-a apropiat România de Uniunea Europeană de când a făcut acest acord și cât de departe este Moldova? Cum simțiți dumneavoastră sau cât de aproape este Moldova de integrare europeană? Acum, eu am prins într-adevăr și România de dinainte, exact, de 2007, de dinainte de integrare. Și am văzut toate etapele. Dacă nu mă înșel, România a semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană prin 1992, 3, cam așa cumva. Și abia în 2007 a fost aderarea. Deci aproape 14 ani de parcurs, tot felul de parcursuri, transformări, chinuri. În 2007 oricum lucrurile nu erau încă puse la punct, nici după. Ceea ce se vede acum în România, de exemplu, această luptă teribilă cu corupția pe care o duce DNA-ul și spre care multă lume se uită cu admirație, a putut începe abia la 7 ani după aderare. Or, toate transformările astea sunt complicate, care societatea însă și-a fost bulversată în fel și chip, dar probabil cea mai mare transformare pe care am simțit-o s-a petrecut în mentalitatea oamenilor. Oamenii au înțeles în sfârșit că au un cuvânt de spus, că dacă reușesc să se adune și să-și exprime acest cuvânt, el contează. S-a văzut la ultimul vot în România, vot prezidențial, da? Cât de tare s-a schimbat situația de la turul 1 în turul 2 al alegerilor. Și atunci asta s-a întâmplat pentru că oamenii s-au mobilizat. Cei din diaspora, cei din interior, cei care au simțit că există un pericol dacă unul sau altul ajunge la președinție. Și atunci toate astea s-au... Asta probabil că e principala transformare. Și asta cred că este principalul lucru pe care populația de Republica Moldova trebuie să-l câștige. Puterea cuvântului. Deocamdată există o resemnare pe care și noi am trăit-o dincolo de Prut și am crezut că nu mai există viitor, orizont și așa mai departe. Oamenii au tendința să lase capul jos sau să pur și simplu să nu mai privească spre mediul politic în loc să-l sancționeze și să bruscheze pe politicieni până să satură politicienii de ei. Dar asta încă nu se întâmplă. Mai degrabă ai senzația că oamenii se vor resemna și fie ce-o fi, îmi iau sapa, mă duc pe deal și sap și nu vreau să știu de politică. Asta nu e atitudinea cea mai bună. Noastră, cum ați descoperit-o? Tot aș vrea să vă întreb de diferențe, deosebiri între
presa din România și presa din Moldova? Principala diferență pe care o văd și care mi se pare favorabilă presei din Moldova e faptul că cel puțin deocamdată nu a ajuns să fie foarte tabloidă, foarte galbenă. Da. Și nu caută să privească pe sub toate dedesubturile, pe sub toate fustele și în toate decolteurile. Încă, cel puțin, slavă Domnului, n-au apărut vedetele siliconate în Republica Moldova și asta mă bucur. Spre deosebire de România, unde mi se pare că la capitolul ăsta e dezastru. Realmente dezastru. Nu sunt vreun puritan care să se apuce acum în tunești să fulgere împotriva, nu știu, femeilor frumoase sau... Nu, fiecare își trăiește viața cum consideră, dar... M-am simțit, ca profesionist, da, în televiziune, m-am simțit agresat de faptul că la un moment dat colege de ale mele, care erau foarte bune profesional, dar nu erau dispuse să facă anumite compromisuri, erau pur și simplu trecute cumva în umbră de toate păpușile astea gonflate, care deveniseră mari vedete de nu știu ce, de televiziune, de temirce. Ce mult e mult. Bun, ok, poate că există și în televiziune o nișă de asta în care showbiz-ul presupune să... te duci la vulcanizare, să-ți mărești sânii și după aceea să faci televiziune, dar... Ok. Ok, dar trebuie să rămână doar o nișă. Dar ar trebui să rămână exact doar o nișă, ceva îngust și da. Și în afară de asta, chiar și în cealaltă latură a jurnalismului, să spunem așa, mi se pare că s-a sărit un pic calul și că se confundă lucrurile între ele. Adică gazetarii au devenit extrem de agresivi, extrem de nesimțiți la un moment dat, în numele nu știu cărui ideal jurnalistic, chiar și deontologia uneori este uitată sau pur și simplu trântită cu bună știință undeva în spate și ignorată. Nu știu, nu cred că asta e ok. Din punctul ăsta de vedere, s-a trecut dintr-o extremă în alta. S-a început cu un jurnalist timid în România, care după aia a preluat, într-adevăr, jurnalismul a dus foarte mult din schimbarea asta a României în bine. Jurnaliștii au fost cei care au învățat pe oameni să schimbe mentalitatea. După care jurnaliștii au pierdut măsura. Când s-a întâmplat asta? Probabil cum când s-a întâmplat asta? Probabil în momentul acela în care printre jurnaliștii de bună credință au început să apară și aceste fake-uri, aceste falsuri care jurnaliști nu știau, dar știau să ori să eu știu, să-și prezinte alte calități, ori să... E foarte complicată conspirația semidocților. Da. Asta e cumplită. În Moldova asta încă nu s-a întâmplat. Și încă mai există și simt asta un fel de credință sau un fel de bună credință. Un jurnalist care încă încearcă să mai țină după anumite valori și norme. Nu-mi pasă dacă asta este o reminiscență a vreunei, eu știu, educații de tip rigorist sovietic, chiar nu mă interesează. Nu am să spun niciodată că ce a fost în comunism a fost totul prost. Totul prost, păi au fost și părți pozitive, sigur. Fără îndoială că da. Anumite lucruri s-au făcut cu mai multă atenție și mai multă, eu știu, dedicare sau aplicare, actul cultural, de exemplu. Bun. Dar încă, din punctul ăsta de vedere, presa din Moldova e mai așezată, mai ok. Nu știu ce se va întâmpla în momentul în care Moldova va fi mai bogată și bugetele de publicitate vor fi mai mari. Și atunci și foamea de bani a televiziunilor, de exemplu, va fi mai mare și atunci există riscul să apară compromisuri mult mai mari. Asta s-a întâmplat în România, da? Da. Dar, dumneavoastră, când ați venit în televiziune, spuneți-mi, ați venit cu ideea de a schimba lumea, de a schimba mentalități. Cât credeți că ați reușit? Sau cât continuați să faceți asta? Da, din păcate am avut această urmă de mândrie. Toți ne dorim la o anumită vârstă să schimbăm lumea, să facem ceva, să aducem ceva foarte valoros. Da, mi-am propus asta, să încerc să, nu știu ce să fac cu... Atunci societatea românească era pe la începuturi, imediat după răscoala din 89. Ne-am trezit noi mari jurnaliști visători, așa, să tragem. Eram atât de, cum să zic, de entuziasmat, de exemplu, încât purtam niște discuții incredibile, inclusiv cu părinții. Părinții mei erau speriați, îmi tot spuneau, măi, nu mai scrie, nu mai tot spune. Militam, luptam în stânga, în dreapta, ne legam de politicieni, de administrație, de consilieri locali, de oricine, mi se părea nouă, că nu... Și ai mei săraci speriați, veniți dintr-un regim în care n-aveai voie să spui nimic. Îmi tot spuneau, la
eram la masa de prânz și tot spunea, te rog, nu mai spune, tu ești nebun, o să te închid, o să te bat, o să te calce cu mașina. Bun, dar cine a trebuit să schimbe lumea, știi? Da. Dacă nu eu, cine? Dacă nu acum, atunci când? Exact. Și până la urmă au venit primele alegeri din România în care la vremea respectivă era Ion Iliescu, era exponentul comunismului cu față umană, da. Liniștit zâmbitor cu... Și se spunea, erau și bancuri, se spunea că dacă domnul Ion Iliescu n-ar avea urechi, ar râde de jur împrejur, el era așa tot timpul zâmbea. Și cu asta, nouă, ni se părea cu asta prostește pe cei care încă au mentalitatea comunistă. Și eram, va, groaznic. Se enerva tata, se ridica de la masă, când auzea că eu îi spun nu vota cu Iliescu, tu să nu te bagi, tu nu știi nimic, voi nu știu ce. Și eu spuneam, nu, noi am făcut revoluția și deci... Noi știu. Da, era ceva cumplit. Până la urmă am zis, tată, dacă să mă certe cu tine pentru Ion Iliescu, hai să nu mai vorbim politică la masă, știi? O bună soluție. După care timpul ușor, ușor a mai trecut și până la urmă am ajuns la concluzia că marea bătălie în momentul ăsta este să păstrez normalitatea. Tocmai vă spuneam că inclusiv în presă a ajuns la normalitatea. Uh-huh. Și atunci, cred că bătălia e pentru normalitate. Uh-huh. Dar, spuneți-mi, ați stat la răscruci de drumuri? Ce să alegeți? Televiziune sau... Balet. Balet! Toată lumea știe, numai dacă se uită la dumneavoastră, înțelege televiziune sau preoție. Treaba cu baletul n-am spus-o degeaba, că cineva spune la un moment dat, măi, tabără, tu ești bun pentru lacul lebedelor, tot să fii lacul. Da. Iar cu prielea teologie, când m-am dus la facultatea de teologie, eu eram deja la a doua facultate, eram mai în vârstă decât colegii mei. Uh-huh. Și profesorii care erau pe acolo, preoți, nu știu ce, se uitau la aspectul meu și spuneau, tabără, tu ai virtuți teologice externe. Barbă și burtă. Rest. Nu, am... Nu cred. Lucram deja în presă când am ajuns la facultatea de teologie și... Mă rog, din păcate am trecut printr-un divorț și pentru asta preoția mie mi-a fost interzisă. Uh-huh. Aș fi putut fi preot doar dacă m-aș fi călugărit. Uh-huh. Aveți asta undeva în vedere? Călugăria? Da. Am încercat eu în perioada facultății de teologie, am stat într-o mănăstire o vreme și după aia m-au trimis înapoi în lume să-mi termin facultatea, după care am rămas în presă. Asta. Deci pe scurt. Nu. Dar în general, când faceți o alegere, de ce vă ghidați? Inițial după nimic, sincer, în afară de ce credeam eu că mi-ar fi mie bine, după care nu știu cum și când s-a schimbat ceva în mintea mea și încerc să fac lucruri care să mă facă util lumii, nu știu, adică nu trec degeaba prin viața asta, doar umflându-mi burta cu fiecare masă de prânz și în rest nimic. Încerc să găsesc un loc și un rost pe undeva. Vă ghidați cumva de intuiție de, sau sunt niște decizii la nivel rațional, foarte conștiente sau le îmbinați sau cum se întâmplă? Sunt foarte multe analize raționale, uh-huh. Pun lucrurile în balanță, le întorc o mie de fețe, despic firul de păr în 16, nu în 4, dar după aia vine la un moment dat o latură emoțională, așa cumva, uh-huh. Stau să mă întreb, bun, am hotărât că aș merge, să zicem, în Republica Moldova, dar oare o să fiu de folos acolo, o să mă accepte lumea, o să... Da. Și până la urmă, cumva, se stabilește o balanță și o decizie. Dar de ce televiziunea? De ce? De asta n-a fost niciodată în plan, recunosc sincer. Asta a venit cumva așa. Am început cu presa scrisă, după aia am lucrat multă vreme la un post de radio din orașul meu natal, din Oradea. Atunci, în aceeași perioadă, Pro TV-ul din România a deschis prima lui stație teritorială la Oradea. Căuta oameni, iar un prieten cu care lucrasem în radio a venit, eu în continuare lucram în radio, el a venit și mi-a spus, uite, căutăm un prezentator pentru matinal. Și m-am uitat la el și m-a pufnit râzul, și de ce ai venit la mine? Păi tu, uite, tu ești nebun, zic, ce v-a zis că faceți televiziune, nu circ, ce vă trebuie voi, elefant în platou? Și până la urmă l-a tot insistat, Sorin, hai, vino, hai, dă o probă. Bine, într-o dimineață mi-am terminat emisia, aveam emisii de-asta de noapte, și m-am dus să dau proba.
pe vreo două săptămâni a venit răspunsul de la București, da, sigur, hai să înceapă. Și am zis, măi, dacă ăștia sunt de nebuni încât să aibă nevoie de unul ca mine în platou, ok, hai să încercăm. Trebuie să fie altfel în cazul ăsta. Și așa a continuat. Da. Am început acolo la Oradea, după care a mai fost un moment tot așa de răscruce. Când s-a organizat în 1998 la București o întâlnire mondială care se numea Oameni și Religii, au venit reprezentanții tuturor religiilor din lume, s-au întâlnit la București într-o conferință de-asta, o sumedenie de idei, toate frumoase. Nu știu cât s-a aplicat după aia din ideile alea, dar eu deja aveam studii teologice și m-au rugat să vin de la Oradea la București pentru câteva zile să comentez acea întrunire. Și acolo s-a produs așa un moment interesant când toate televiziunile transmiteau discursul de început al acestei conferințe, care era ținut de un călugăr grec de la Patriarhia din Constantinopol, din Istanbul. Și toți se bazau pe traducerea traducătorilor de la Parlament, că acolo, mă rog, de o defecțiune tehnică a făcut să cadă acea traducere. Și toate televiziunile aveau un grec care vorbea grecește, pe care nimeni nu-l traducea. Și atunci i-am spus producătorului repede în cască, zic, hai dă-mi drumul că am făcut greacă în facultate, drept greacă veche, dar fiind limbaj bisericesc semăna, hai că îl traduc eu o vreme, după care dau informații de background, altceva. Dar să nu stăm așa, să ne uităm la omul ăsta sărac, noi nu înțelegem, el vorbește. Și până la urmă cumva au ieșit treburile. Și după 20 de minute de astea de improvizație, șefii au pus mâna pe telefon și au întrebat cine e băiatul ăla care ne-a scos din încurcătură. Și așa a venit oferta de a rămâne la București. La București. Da. Și a trebuit să iau o decizie în 3 zile. Și după ce am zis bine, rămân, nu mi-am mai dat voie să plec. Am rămas cu hainele de pe mine. Vă place la București? Acum m-am obișnuit, pentru că s-a schimbat Bucureștiul. S-a schimbat, da? Dacă nu s-ar fi schimbat, nu cred că puteam să mă acomodez acolo. Dar s-a schimbat, s-a civilizat mult. Eu n-aș fi crezut vreodată că bucureștenii ar putea fi civilizați în trafic. Deci s-a schimbat? Da. N-aș fi crezut că o să apuc vreodată să văd bucureșteni care să și zâmbească, nu doar să rânjească și să ai senzația că latră la tine tot timpul. Mă bucur dacă s-au schimbat lucrurile. No. Și mie mi se pare că s-a schimbat foarte mult. No. Haideți să vă întreb ce părere aveți despre următorul slogan. Nu mințiți poporul cu televizorul. Idealist slogan. Foarte idealist. Se manipulează lumea cu televizorul? Se manipulează lumea și cu un zâmbet. Nu trebuie să ajungi să te uiți la televizor ca cineva să te manipuleze. Cum să te protejezi? Știți cum e cu manipularea asta? Nu este o armă fără leac. De fapt, nimeni n-ar putea fi manipulat dacă nu s-ar lăsa manipulat, ca să fim sinceri. Nu ne obligă nimeni să ne uităm la televizor. De fapt, suntem stăpânii telecomenzii. Nu ne place ce vedem, ori schimbăm canalul, ori închidem televizorul și cu asta basta. Dar nu facem asta, ne place să intrăm în jocul ăsta al seducției. Ne captivează nu știu ce talk show politic, ne enervăm, îl înjurăm pe unul, agrem pe celălalt, dar nu ne desprindem totuși. Și stăm și ne uităm o oră, două, trei și la sfârșit ne întrebăm cu ce ne-am ales. Ce au vrut ei să spună sau chiar ne bagă în cap niște lucruri. Și de ce facem următoarea dată la fel? Chiar dacă realizăm pentru că suntem ființe sociale. Satisfacție. Suntem ființe sociale. Și facem aceleași greșeli de foarte multe ori în viață. Ne-am jurat de 1000 de ori că nu o să mai facem nu știu care pas sau care pas. Ba da. Cât ba trebuie da. Să treacă ca să învățăm o lecție? Niciodată nu învățăm această lecție și nu învățăm anumite lecții. Pentru că nu putem trăi în izolare totală. Și ori de câte ori am fost dezamăgiți de bărbați, de femei, de politicieni, de nu știu cine, de nu știu ce, și am zis, gata, nu mai cred în așa ceva. Nu vreau să mai văd femei în viața mea. Și ies pe stradă și poate la primele 5 femei frumoase nu mă uit, dar după așa să cumva tot, nu știu. Dar dacă vorbim de societate, cum se evoluează societatea dacă nu învață lecțiile? Dar societatea evoluează chiar și dacă nu învață lecțiile, dar nu se mai lasă păcălită întotdeauna în același fel. Uh-huh. Deci evoluează prin aceea că se lasă păcălită diferit? Altfel?
Oarecum, da. La început l-aș păcălit, cum a fost și cu indienii din America, da? Cu niște mărgele de sticlă, după aia cu o băutură mai tare, după aia cu niște haine mai frumoase, după aia cu prima mașină, după aia cu primul nu știu ce. Și tot așa. Acum, de ce trăim așa niște iluzii? Nu. Realitatea este aceea că, într-un fel sau altul, întotdeauna cineva încearcă să câștige. Și bineînțeles că dacă unul câștigă, altul pierde. După care roata se mai învârte puțin și așa mai departe. Asta e viața pe care o trăim. Nu trăim într-o societate ideală, nu trăim într-o lume perfectă. Noi înșine nu suntem perfecți. Niciun dintre noi nu poate să privească liniștit în ochii celuilalt și să spună: eu n-am mințit niciodată, eu am fost întotdeauna corect. N-am păcălit pe nimeni, nici nu voi păcăli niciodată pe nimeni. Așa ceva nu există. Și atunci, micile sau marile imperfecțiuni personale se transmit în viață, se mulțesc, pentru că suntem mulți, și creează, iată, așa un fel de mediu din acesta în care agrem să fim ușor păcăliți, dar măcar să fim păcăliți cu finețe. Nu foarte agresiv și urât, da. Asta e diferența între consimțământ și viol. Spuneți-mi, dacă ați avea... Uite, eu sunt curioasă, vreau de mult să-i pun această întrebare unui jurnalist. Nu aveți copii încă. Dacă ați avea un copil de 4-5 ani, l-ați lăsa să se joace în fața televizorului cu știrile de la ora 5? Știți cum e cu asta? E ca și cu același copil de 4-5 ani, care teoretic stă în cealaltă cameră și se joacă în timp ce părinții se uită la un film. Și în momentul în care copilul intră întâmplător și filmul conține o scenă erotică și părinții se repet să stingă televizorul, copilul remarcă că e ceva în neregulă. Altfel, la 4-5 ani trece prin fața televizorului și nu-l interesează prea tare chestiunea aia. La 4-5 ani s-ar putea să nu fie în pericol cu știrile de la ora 5. Un pic mai târziu, da. Totul e o chestiune de măsură și de echilibru. Toate lucrurile sunt făcute la vremea lor. La 4-5 ani copilul poate înțelege ce e un accident de circulație dacă îl vede pe stradă. Dacă reacționează părinții, atunci și el se oprește de jocul lui și ridică capul și se uită și e atent. Prinde la 5 ani, după aia la 6 ani, la 10 ani și tot așa. După aia se așează și el în fața televizorului și se lasă prins de... Știți care e efectul negativ al unor programe de tip știrile de la ora 5? Uh-huh. Acelea că te fac la un moment dat să accepți ca fiind firești și normale lucruri care nici nu sunt atât de frecvente de fapt în societate și nici nu fac parte din normalitate. Nu sunt atâtea violuri și omoruri pe cât te fac televiziunile să crezi, dar pentru că ți-l arată numai pe alea, tu ai senzația că așa e lumea în care trăim. Exact. Asta este pericolul cel mare. Eu am văzut asta la părinții mei, de exemplu. Ei săracii, ori de câte ori află că mai fac un drum, să zicem, de la Chișinău la Oradea, sunt aproape 800 de kilometri. Și toate accidentele care au... Da, tot timpul îmi spuneai grijă, că sunt atâtea accidente pe șosele. Și le-am spus de 1000 de ori, mamă, tată, de sute de ori am făcut drumul București-Oradea și nu știu dacă am văzut 5 accidente. Da. Dar dacă stai să le aduni, da, cum face televiziunea, le adună zilnic și îți arată 10 accidente pe zi în toată România, atunci, bun, ok, da. 10 accidente pe zi în toată România nu e o catastrofă. E în medie, ca să zic. E în medie, da, da, da. Dar nu... Dar oamenii se lasă prinși de... Dar știți de ce se lasă prinși? Pentru că există în noi această curiozitate morbidă. Dacă Doamne ferește și acum pe stradă se petrece un accident de circulație, veți vedea cât se înghesuie să vadă ce s-a petrecut, cum. Da. Rămân curioși întotdeauna de jur împrejur. Aceeași curioși se uită și la televizor. Așa este. E în noi povestea asta, nu e în televiziuni. Televiziunea nu fac decât să ne hrănească. Pot să ne hrănească și partea frumoasă, dar pot să ne hrănească și partea urâtă. Fiecare consumă ce vrea. Da. De ce depinde mulțumirea oamenilor? Și românii, și moldovenii se manifestă nemulțumiți de viața care o au. Bine, e o etapă de tranziție, viața grea, nu este simplă. Dar o viață ai. Cum să o trăiești așa ca să fii mulțumit de ceea ce ai? Acum fiecare stabilește ce anume îi aduce mulțumire. În mod natural există niște nevoi fundamentale care trebuie cumva satisfăcute. Și nevoile astea fundamentale se referă la lucruri simple. Să-ți poți să hrăni și îmbrăca familia, să poți să ai cât de cât surse pentru asta, să nu trebuiască să trăiești cu diverse tipuri de spaime, cum ar fi faptul că rămân fără loc de muncă, rămân fără bani, am sănătatea șubredă, îmi cadă acoperișul în cap și așa mai departe.
Asta ar fi minunat, dar pentru asta, ceea ce ar trebui să înțeleagă oamenii că acest tip de fericire se obține, sau aceste lucruri pot fi evitate și atunci la o formă cât de cât bună de fericire, în momentul în care tu faci ceva, nu aștepți să vină nu știu cine, pronia cerească, Dumnezeu, nu știu, vreun președinte, nu știu care, oricine, da? Să vină să-ți rezolve problema. Sunt cele mai multe probleme, de fapt, ți le rezolvi tu. Am mers de nenumărate ori și prin statele românești, de exemplu, într-o vreme când oamenii se plângeau într-una, nu ni se face, nu ni se dă. Da, oameni buni, probabil nu că n-aveți strada asfaltată, poate că nu e problema voastră. Dacă vi strâm gardul și nu vi-l îndreptați, asta deja e problema voastră. Da, n-aveți bani să vă cumpărați hainele pe care vi le doriți deocamdată și înțelegem asta. Dar ce vă împiedică să vă spălați hainele acelea pe care le aveți, să totul să vă purtați curați? Asta unde-i? Cine trebuie să vină? Primarul să vă spele hainele în fiecare dimineață? Sau seară și să vi le luați curate dimineața? Există... Ce vreau să spun e că primul pas și efortul e în interior, e în capul nostru. Acolo trebuie să schimbe lucrurile. Dar de ce trebuie să se călăuzească oamenii în momentele dificile? Ce ar putea să-i ajute? Pe cei credincioși, încrederea faptului că dacă cer un ajutor de la Dumnezeu, să spunem, într-un fel sau altul le va veni. Fie printr-o liniște sufletească, fie printr-o limpezire a gândurilor și identificarea unor soluții pe care nu le bănuia inițial. Pentru ceilalți, încrederea în forțele proprii. Cei care nu cred neapărat în Dumnezeu, dar nu cred că există un om cu adevărat neputincios pe lumea asta, în afară de cei care... Și cu adevărat bolnav nu pot să-și mai... Dar cei sănătoși care se pot ridica în două picioare, care pot folosi de brațe și de creier și de gură și de ochi, aceia au șanse, au soluții, trebuie să existe o cale. Nu poți să stai așa să plângi de milă sau să chem pe cineva să te jălească pentru faptul că ești sănătos, dar nu faci mare lucru. Sau să dai vina pe altcineva. Asta e cel mai simplu. Asta e cel mai simplu. Asta e minunat că poți da vina pe cineva. Da. Dar dacă ar trebui să trăim un an de zile singur undeva și să ne purtăm de grijă și n-am reușit să o facem, cine ar fi de vină? A zis că nu există oameni cu adevărat neputincioși, dar cu adevărat necredincioși, credeți că există? Da, și probabil că e dreptul lor. Pentru că de asta există rai și iad. Mm-hmm. Viziunea credincioșilor. Cei care cred, lor li se spune că iadul nu-i făcut din cei pe care nu-i vrea Dumnezeu, pentru că Dumnezeu teoretic vrea pe toți. Iadul e alcătuit din cei care îl refuză pe Dumnezeu. Ei aleg cealaltă variantă. Frumos! Spuneați într-un interviu că Dumnezeu are simțul umorului foarte dezvoltat. Dacă altfel nu m-ar suporta pe mine, de exemplu. Nu trebuie să ai umor ca să suporți unul ca mine. Și totuși, de ce credeți asta? Cum... Eu... Pentru că... Nu sunt campion al virtuților, n-am fost niciodată, ori Dumnezeu cere virtuți și perfecțiune, n-am fost niciodată un mare postitor, n-am fost în stare să mă abțin de la diverse lucruri unde ar fi trebuit să o fac, nu-mi pot pune lacăt gurii întotdeauna. Na. Dar vă considerați a fi un om împlinit? Fizic, da. Cu siguranță. Mai un pic și ating perfecțiunea. Ținem cont de faptul că sfera e forma perfectă. Și iubire. Zahăr brun, cincine mioare. Din adevărata trestie de zahăr.